Salutare, salutare! Din nou, un clip foarte, foarte cerut pentru cei care își doresc un zero waste, adică plastic free și un produs solid. Astăzi o să facem balsam de păr din doar două ingrediente. Da, ați auzit foarte bine. Două ingrediente principale. Fără de care nu se prea poate face balsamul nostru. Așadar, am aici ulei de cocos, care este în stare lichidă pentru că este foarte, foarte, foarte cald, este cumplit de cald, iar aici am ceară emulsifiantă. Da, avem nevoie de ulei și de emulsifiant. Pentru balsamul de păr este nevoie de un emulsifiant condiționator. Așadar, folosim un emulsifiant condiționator. Eu am o ceară vegetală, condiționator emulsifiant vegetal, de la Manske. Un emulsifiant care merge doar pe tipologia de balsam solid, cu unturi, fără fază apoasă. Probabil că mulți dintre voi nu-l aveți, așa că e mai simplu să găsiți un BTMS. Asta se găsește inclusiv pe site-urile noastre de produse cosmetice sau orice tip de emulsifiant condiționator. Condisoftul merge foarte bine. Nu Varisoftul pentru că nu îl clătim. Dar Condisoftul sau BTMS-ul merge foarte bine. Proporția trebuie să rămână întotdeauna la fel. O parte de uleiuri, două părți de ceară emulsifiantă, indiferent de care ar fi ea. Deci nu ceară de albine, este nevoie neapărat de ceară emulsifiantă, pentru că ea păstrează structura părului mătăsoasă. Eu am aici ulei de cocos. Puteți să folosiți unt de cacao, puteți să folosiți unt de shea, nu vă recomand, dar puteți să folosiți orice alt ulei ușor, ca și uleiul de sâmbur de struguri, spre exemplu. Și am 15 grame de ulei de cocos și 30 de grame de ceară emulsifiantă condiționatoare. În cazul în care folosiți BTMS, 30 de grame de BTMS sau 30 de grame de Condisoft. Important este să fie o ceară emulsifiantă condiționatoare. Amestecăm, așa, și o să punem pe baie de abur să se topească, după care revenim. Bun, ceara noastră emulsifiantă condiționatoare a făcut puțin spumă. Eu vreau să îmi fac un balsam care să aibă un miros de ciocolată, în așa fel încât o să-i pun puțin, puțin pigment maron. Pentru cine are părul închis la culoare, este extraordinar de fain. Pentru restul puteți să îl faceți fără nicio culoare, doar simplu, dar eu vreau să îmi miroase a ciocolată, pentru că o să-i pun și un parfumant de ciocolată. O să-i adaug 20 de picături de parfumant de ciocolată. Puteți să-i puneți ulei esențial de rozmarin. Dar la mine auziți ori un copil, ori o pisică, ori un papagal, ori grădină zoologică, este tot timpul ceva, o pisică ce vrea afară. Așadar, punem 20 de picături de 4, 5. Ok, de ciocolată. Acum miroase a ciocolată. Fantastic de fain. Nu are nevoie de conservant, pentru că nu sunt decât uleiuri și o ceară condiționatoare. Așadar, nu avem nevoie de conservant. Nu avem nevoie de absolut nimic adăugat. După cum spuneam, dacă nu doriți să-l faceți în sistemul în care l-am făcut eu, ci să miroase a plante, puteți să-i puneți 10 picături de ulei esențial de rozmarin.
Da. Miroase fantastic de faina ciocolată. Pulverizez cu puțin alcool. Să mai luăm din spumă. Așa. Ea se va topi oricum. Și o băgăm la frigider. De am pus-o pe o revistă mai groasă ca să pot să o pun la rece, pentru că este foarte, foarte cald afară. Întrucât este foarte, foarte cald afară, nu o să reușesc nicicum să o fac să se solidifice mai repede în alt mod. Avem un cappuccino. Exact așa arată. După aproximativ o oră de stat la frigider. Bine, am mișcat eu forma și s-a întins puțin pe laterale. Dar așa arată. Mamă! Nu vreți să știți cum miroase. Efectiv, nu vreți să știți cum miroase, pentru că îți vine să îl mănânci, pur și simplu. Balsam solid de păr. Ciocolată. Cum se aplică? Simplu. După spălare, după ce ați spălat cu șampon, exact cum se aplică orice alt balsam de păr. Se ia balsamul nostru, care între timp se va usca, va trebui să stea 48 de ore să se usuce. Se ia balsamul și se masează efectiv pe tot părul. Se lasă 2-3 minute să acționeze, după care se clătește cu apă curată. Atât. Și vă garantez că o să aveți un păr absolut, absolut fantastic. Vă invit să încercați rețeta mea. O să vedeți cât este de faină. O să vedeți cât este de fain balsamul ăsta. Și bineînțeles, bineînțeles, după ce l-ați încercat, să-mi spuneți și mie. Nu uitați de un like, de o distribuire și mai ales să vă abonați la canalul meu. În felul acesta aveți parte de tutoriale minunate. V-am pupat!